Ela, stai o secundă să le explic ceva. Ia, hai. Aveți grijă, nu vă apropiați de aici pentru că sunt fire și vă puteți curenta. Și dacă vă curentați, vă curentați în grup și începe să dansați ca mine așa, știi? Așa că stați convins, da? O să vreau un pic de apă. Ne uităm de acolo, că altfel vă apucă breakdance-ul pe aici, vă garantez. Eu am pățit asta. Și ați văzut cum am părut. Da? Așadar, fiți atenți la concert în continuare, dar nu vă apropiați până aici că e periculos, bine? Mulțumesc! Așa. Facem poze după aici, să... Facem video, vă citesc mesajele, te iubim și eu vă iubesc, mulțumesc din suflet. Mă bucur să fiu în seara asta aici alături de voi. Problema e că am uitat care e următoarea piesă. Ok, următoarea piesă e o piesă pe care am lansat-o de altfel anul trecut exact în luna octombrie și se numește Roz Bonbon. Știu că azi sunt în albastru, dar sunt foarte multe fete aici care iubesc culoarea roz, văd, și sunt băieți care iubesc fetele care dansează în roz. Corect? Altă treabă, hai! Super! Important este să păstrăm distanța asta. Copilași, da? Păstrăm distanța asta, așa un pic. V-am promis că facem poze după și video, da? În așa fel rupă inima când vin domnii de la organizație să vă dea într-o parte, da? Bun! Mergem mai departe! Știți piesa asta? Visele? O cântăm împreună? Perfect! Mâinile sus, hai, hai!